Pentru aceștia, reprezentanții bibliotecii au organizat o întâlnire cu reprezentanții unei edituri din Cluj-Napoca, întâlnire în cadrul căreia dascălii, dar și profesorii și învățătorii care i-au însoțit pe aceștia au putut afla detalii despre cum se fabrică o carte și au fost provocați la un joc despre cărți. Știm că vă place la bibliotecă, știm că iubiți cărțile, pentru că sunteți mereu, mereu prezent la activitățile noastre. Și de aceea ne-am gândit acum, în plan de primăvară, să vă facem un alt fel de bucurie. Considerând că dacă de mici vă veți apropia de cărți, de mai multe tipuri de cărți, veți crește mai sănătoși, veți mai isteți, veți fi cei mai frumoși și mai isteți copii din lume. Aș faină și voi credeți asta? Yeah. Așa că am invitat astăzi la Zalău o editură din alt oraș. Din Zalău, din Cluj-Napoca și nu întâmplător. Tot cu această ocazie a avut loc și lansarea cărții Împărăția Dulciurilor, Bucătăria Copiilor, autor Ana Huțanu, redactor cultural la un post de radio din Cluj. În cadrul întâlnirii care s-a desfășurat în sala de lectură a bibliotecii, autoarea a oferit participanților și un bonus dulce. Pentru cei care au dorit însă să plece acasă cu o carte, reprezentanții editurii au organizat și o expoziție cu vânzare, cărțile prezentate putând fi achiziționate direct între orele 11 și 14.